Paris Saint-Germain este una dintre cele mai bune echipe din Franța, o echipă care l-a lansat pe Kylian Mbappé, o echipă care reușește să câștige Liga Franței în fiecare sezon aproape, însă care are foarte multe probleme în Champions League. În videoclipul de azi o să preluăm PSG pentru 10 sezoane, ca să vedem dacă reușim să câștigăm Champions League-ul și multe alte trofee cu PSG. Bine, și am ajuns în Franța, unde suntem aici la PSG Manager și suntem la PSG la dat afară pe Luis Enrique și a venit Andy Arbait ca să rezolve problema în Champions League, dar și în alte competiții. Noi de asemenea avem nevoie de obiective, așa că obiectivele sunt în felul următor. PSG trebuie să aibă în arsenalul său 20 de trofee câștigate. De asemenea, trebuie să avem un jucător sau mai mulți în echipă care au 99 overall. La fel, trebuie să avem un jucător sau mai mulți care au câștigat Balon de Aur de 4 ori. Trebuie să câștigăm Liga Franței de 6 ori. Trebuie să câștigăm Champions League de 3 ori și Super Cup-ul de 2 ori. E bine, cam acestea sunt obiectivele, eu zic că sunt destul de bune și sunt sigur că PSG o să le facă pe toate. Însă înainte de a începe, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like ca să strângem acolo multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja ca să ajungem acolo la 1000 subscriber, sunt sigur că putem să ajungem cât mai repede și desigur să activați clopoțelul pentru a fi la curent mereu când postez ceva nou. E bine, acesta fiind spus, echipa arată în felul următor. Barcola, Mbappé, Dembélé, striker, mijlocul este ok, apărarea este bună, însă cam trebuie să schimb formația și echipa, sincer am alte idee. Iar eu mă gândeam să jucăm o formație de genul în care Barcola să nu intre și să intre aici Ramos, care eu cred că e mai bun decât Barcola. Să avem o formație de genul 4-2-4, dar asta ar însemna că Ugarte nu o să joace, ceea ce nu prea îmi convine. Pe un 4-3-3 defensiv și să punem aici pe Ugarte. De asemenea, PSG are niște jucători chiar foarte, foarte buni. Vedem că avem aici și pe fratele lui Mbappé. Pe banca de rezervă sunt foarte buni jucători și cu potențial, dar și pe rezervele acestea sunt jucători chiar foarte buni și cam ăsta va fi primul 11. Cu Zaire, Meri, Vitinha, Ugarte în mijloc, Colomoane, Mbappé, Dembélé în atac, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi și Donnarumma în apărare aici. De asemenea, trebuie să schimbăm pe Mbappé într-un left winger ca să joace acolo ca left winger, logic, așa că să vedem aici și o să facem un left winger dacă ne lasă. Da, ne lasă în 2 săptămâni, este gata, așa că îl dăm imediat și așteptăm să se facă. Însă până atunci o să mă bag să fac toate development planul la jucătorii ăștia mai importanți ca să fie pregătiți aici pentru sezonul ce va urma. E bine, trebuie development planul la jucătorii mai importanți și mai buni de la echipă. Mbappé de asemenea acum este un left winger și o să punem aici un different plan cu Gil Pedro, adică un support winger. Și ca primul sezon chiar nu cred că avem nevoie de un transfer. Poate mai trezi un locul lui Colomoani în caz că nu crește chiar așa de mult, însă momentan eu zic că PSG arată chiar foarte, foarte bine. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. E bine, haideți să vedem dacă avem vreo șansă la Balonul de Aur și este Kylian Mbappé. Ok, mă mir că câștigă Kylian Mbappé. De obicei este Haaland, dar de data asta câștigă Kylian Mbappé. Primul sezon s-a terminat de simulat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Mbappé la 94, Colomoani până la urmă a crescut, Dembélé și la fel. Însă totuși, haideți să vedem cine a jucat cel mai bine și este Kylian Mbappé cu 43 de goluri, wow, a spart și 12 asisturi, dar se pare că Hakimi pot puțe de raid pe care a înscris 24 de goluri, wow, mai multe decât Dembélé și Colomoani. Și la asisturi a rupt, a fost top la asisturi, nu? Da, wow, a rupt efectiv Hakimi. Hai să vedem Liga, dacă reușim să câștigăm acea categorie Liga cu 83 de puncte departe de Lille. Trophy des Champion, hai să vedem dacă reușim să câștigăm aici versus Toulouse. Cupa Naționale, haideți să vedem, reușim să câștigăm și Cupa Naționale. Haideți să o să vedem ce am făcut și în Champions League, se pare că am ieșit din grupa asta, grupa focului. De pe locul 2, cam greu, Borussia Dortmund pe 1 se pare că a ieșit. Mai departe se pare că dăm de Real Madrid pe care o bate cu 4-1 la general, wow! Wow, ce am spart pe Real Madrid. În 4 fani se pare că dăm de Manchester City, pe care o reușim să o bate cu 6-5 la general. Wow, dăm și de Manchester City și de Real Madrid. În semifinal dăm de Benfica. What? Ok, pe care reușim să-i bate cu 4-2. Iar finala vom juca versus RB Leipzig, care am câștigat-o, mă, let's go, mă. Cu 2-1 reușim să câștigăm din primul sezon prima finală Champions League. E bine, suntem în sezonul cu numărul 2, unde vedem că majoritatea jucătorilor sunt la națională, iar noi în sezonul acesta cred că va trebui să facem niște transferuri, clar un portar de rezervă, și acel portar mă gândesc să fie Diogo Costa, care este foarte mult portar cu foarte mult potențial, și dacă este rezerva lui Donnarumma este perfect, așa că hai să transferăm. E bine, și vine Diogo Costa la PSG pe suma de 73 de milioane de euro, ca rezerva lui Donnarumma. E bine, se pare că mai avem mulți jucători la echipă, pe lângă
Diogo Costa, care l-am băgat aici pe poziția de rezerve la portare. Avem și pe Xavi Simons, care arată foarte, foarte bine jucătorul ăsta. Chiar nu știu cum să facem, chiar nu mai înțeleg cum să facem, pentru că și el trebuie să vină la echipă și cred că va trebui să renunțăm la un jucător. Acel jucător este Vitinha, cred că va trebui să renunțăm la Vitinha, pentru că Zaire Emery este mai tânăr. Mergem desigur și facem development planul la toți jucătorii importanți și revenim. E bine antrenat toate development planurile pentru jucătorii importanți. Echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 2, să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. E bine, haideți să vedem în 2024 cine câștigă Ballon d'Or. Haideți să vedem, și este Kylian Mbappé, categorie, pentru că a câștigat Champions League sezonul anterior, deci clar trebuia să câștige Ballon d'Or. Bine antrenat de simulat sezonul cu numărul 2, haideți să vedem cum arată PSG și arată foarte, foarte bine. 95 Mbappé, foarte bine acolo. Vedem că și Ugarte și Simon s-au crescut amândoi. Însă haideți să vedem ce a scris cea multe goluri, și este Kylian Mbappé cu 32 de goluri și 10 asisturi. Ramos pe locul 2 cu 16 goluri. Se pare că sezonul acesta nu mai este Hakimi. Haideți să vedem Liga, dacă reușim să câștigăm aici la limită, aproape cu 78 de puncte câștigăm Liga 1. Trophy de Champions, haideți să vedem, și se pare că reușim aici să câștigăm versus Lille cu 2-0. Cupa Națională, haideți să vedem, nu reușim să câștigăm, câștigăm aici Lyon. Suntem scoși, tocmai în round of 32, dement, ok. Super Cup, hai să vedem dacă reușim, nu reușim să câștigăm, ne bate Milan, bă, ocazia noastră de a câștiga și noi într-o Super Cup rapid. Haideți să vedem ce a făcut în Champions, se pare că cam iar cu Borussia Dortmund în grupă, ea este pe locul 1, noi pe locul 2. Mai departe, în round of 6, se pare că dăm de Benfica pe grobate cu 5-1 la general, însă în quarter finals dăm de Liverpool, care ne bate cu 4-3 la general. Și finala aparent este câștigată de Inter, ok. E bine, suntem în sezonul cu numărul 3 și în sezonul acesta cred că vreau să fac un transfer. Și acest transfer este pe poziția de atacant, chiar cred că avem nevoie de un nou striker. Colomoani nu cred că o să se scurce așa de bine, mai ales că deja are 26 de ani, nu o să mai crească așa de mult. Ramos și el are 24 de ani, dacă nu mă știu, dar are 24 și nu cred că o să mai crească chiar așa de mult. Însă și în locul lui Hernandez vreau să transfer un fundaj mai bun, așa că haide să căutăm niște jucători mai buni. E bine, și am niște fundaj și un atacant foarte special aici. Nu știu dacă o să reușim, o să fie destul de greu, mai ales că bugetul nu este foarte, foarte mare. Avem doar 300 de milioane. Și o să încercăm prima oară să transferăm pe Erling Haaland, iar apoi vedem ce fundaj putem să luăm. Așa că haideți să vedem că putem să transferăm pe Erling Haaland la PSG. E bine, și Erling Haaland vine la Paris Saint-Germain, aici unde o să joace împreună cu Kylian Mbappé pentru prima oară, pe suma de 255 de milioane de euro. E bine, o să punem aici pe Erling Haaland. Foarte, foarte bine arată acosta acum, însă vreau să transferăm și un fundaj, așa că va trebui să vindem niște jucători. E bine, și pentru că deja oricum avem foarte mulți atacanți aici buni, o să-l vând aici pe Colomoani. Pe Asensio și el o să plece și Carlos Soler, Kimpembe și el la fel. Bine, am reușit să vând foarte mulți jucători. E bine, am reușit să vând foarte mulți jucători și acum avem niște bani foarte, foarte buni, așa că haideți să transferăm și un fundaj. Eu, sincer, din acești toți fundaj aș vrea să încerc să-l transfer pe Saliba, așa că haideți dacă reușim. E bine, și William Saliba vine la echipă pe suma de 120 de milioane de euro. E bine, cu Haaland și cu William Saliba deja arată foarte, foarte, foarte bine echipa. O să fac eu repede development planurile la toți jucătorii importanți și eu să revin. E bine, echipa este pregătită, development planuri la fel, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 3, să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. Hai să vedem totuși în 2025 cine câștigă Ballon d'Or, și este Kylian Mbappé din nou. Ok, mă mir că câștigă data asta, dar se pare că câștigă al treilea Ballon d'Or al său. E bine, antrenat de simulat sezonul cu numărul 3, haideți să vedem cum arată echipa. Și ok, toată lumea este plecată la națională, însă vedem că are 96 overall Kylian Mbappé, Haaland 95, Dembélé 88, foarte bine acolo, au crescut toți jucătorii. Însă haideți să vedem cine a scris cea multe goluri, și este Kylian Mbappé în continuare cu 40 de goluri, Haaland în spate cu 26 și la asisturi este Xavi Simons împreună cu Kylian Mbappé. Asta în Liga 1, dacă reușim, se încarcă și se pare că reușim să câștigăm aici Liga 1 din nou, a treia oară consecutiv cu 78 de puncte. Trophy de Champions, hai să vedem dacă reușim, nu reușim să câștigăm. Olympic Lyon aici ne bat în finală oarecum. Cupa Națională, hai să vedem dacă reușim, se pare că reușim la penalti cu 5-4 versus AS Monaco, foarte aproape acolo, însă până la urmă reușim să câștigăm. Hai să vedem în Champions ce am reușit să facem, se pare că am ieșit din grupa pe locul 1 cu 16 puncte. În round of 6 se pare
că dăm de Inter pe care o batem cu 5-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Atletico Madrid pe care o batem cu 4-3 la general. În semifinale dăm de Manchester City pe care o batem cu 4-2 la penalti. A fost 6-6 scoruri. Wow, wow, câte goluri. Iar final se pare că vom juca versus Real Madrid. Wow, care a câștigat acolo versus Arsenal cu 3-2 la general. Altfel dacă reușim să câștigăm. Hai, 3, 2, 1 și reușim să câștigăm UEFA Champions League a doua oară, mă, let's go! 4-1 reușim să-i batem pe cei de la Real Madrid, îi spargem efectiv în finală. E bine, suntem în sezonul cu numărul 4, unde vedem că în continuare jucătorii noștri sunt la națională. În sezonul acesta nu știu dacă vrem să facem un transfer, pentru că cam toată echipa arată foarte, foarte bine. Ar fi Marquinhos care în curând, da, eu cred că sezonul următor trebuie să facem acest transfer. În restul jucătorii arată foarte, foarte bine, poate Dembélé în curând cu un nou right winger, însă momentan eu zic că o să se scurce foarte bine. Facem diferent planul rapid și revenim. E bine, echipa este pregătită cât și diferent planurile, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. Hai să vedem totuși în 2026 cine câștigă Balonul de Aur și este Kylian Mbappé al 4-ară. Wow, ok, se pare că Haaland nu are spațiu de Kylian Mbappé, câștigă în continuu Balonul de Aur și se pare că am completat și acel obiectiv, nu? Parcă avea 4 Balonul de Aur. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Atacul ăla chiar arată foarte bine cu Kylian și cu Haaland. Kylian având 97 overall și Haaland 96. Mijlocul are tot 90 și fundașul arată foarte bine. Însă hai să vedem cine a scris cea multe goluri și este Haaland. Ok, nu mai este Kylian, însă Kylian clar a avut mai multe contribuții la echipa, având 52 de contribuții în 56 de meciuri. Haaland doar 29 de goluri și 6 asisturi. Wow, a jucat foarte, foarte bine Kylian Mbappé. Însă hai să vedem liga dacă reușim să câștigăm aici cu 78 de puncte, let's go. Trophy des Champions, hai să vedem dacă reușim să câștigăm cu 2-1, let's go. Cupa națională reușim să câștigăm și cupa națională, deja avem 3 trofee. Wow, ok. Reușim să câștigăm cu 3-2. UEFA Super Cup, hai să vedem, reușim să câștigăm și UEFA Super Cup, 4 trofee. Ok, interesant. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm și al 5-lea trofeu, toate trofeele disponibile. Să vedem dacă reușim să le câștigăm într-un singur sezon. Reușim să ieșim din grupă cu 18 puncte neînfrânți din grupa noastră de Champions League. În round of 6 se pare că dăm de Real Madrid pe care o batem cu 4-2, let's go. În quarterfinal se pare că dăm de Borussia Dortmund pe care o batem cu 6-1, o spargem efectiv. În semifinal se pare că dăm de Napoli pe care o batem cu 3-1 la general. Iar finala vom juca versus Atletico de Madrid. Hai să vedem că am câștigat-o și reușim să câștigăm finala Champions League, mă, let's go. A treia oară reușim să câștigăm finala Champions League. Finala Champions League, sunt sigur că am completat acel obiectiv cu Champions League și câștigăm în sezonul acesta 5 trofee din 5. Wow, ok. E bine, suntem în sezon numărul 5, unde echipa arată fabulos, echipa arată foarte, foarte bine, însă cred că va trebui și este timpul de fapt să schimbăm niște jucători la echipă și acești jucători sunt Marquinhos și Hernandez, care trebuie să ajungem niște fundași mai buni decât ei, așa că hai să transferăm niște fundași. E bine, noi o să transferăm doar unul și acel fundaș cred că o să fie Bastoni sau... Da, o să fie Bastoni pentru că și expiră contractul. E bine, și până la urmă Bastoni vine la echipă pe suma de 83 de milioane de euro. E bine, echipa cu Bastoni și cu Saliba ca fundaș, banca de rezervă și primul 11 de fapt arată fabulos efectiv, așa că o să-mi bag repede să fac în planurile și revin. E bine, alternativ în planurile, echipa arată fabulos, așa că haideți să spunem sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. În 2027 hai să vedem cine câștigă Balonul de Aur și este, dacă este din nou Kylian Mbappé, nu pot să cred, mă, cum câștigă el mereu Balonul de Aur, da, ok. Bă, merită, oricum, merită 5 Balonul de Aur consecutive, wow. Am trebuit să spun la sezonul cu numărul 5, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. Kylian Mbappé la 98 overall, mă arăt să la 99. Echipa oricum are all-rounded, arată extraordinar. Hai să vedem totuși cine a scris cea multe goluri și este Kylian Mbappé cu 20 de goluri. Wow, cam puțin să fiu sincer. Haaland cu 18 și la asisturi este Dembélé, 12 asisturi. Și se pare că Mbappé are roșu, și la ce are roșu, dar ok. Hai să vedem că câștigăm Ligue 1 și se pare că am reușit să câștigăm cu 73 de puncte, destul de aproape de Nice. Trophy de champion, hai să vedem dacă reușim să câștigăm versus Olympique Marseille cu 2-1. Cupa națională, hai să vedem dacă reușim, nu reușim aici, pierdem.
zicem, hai să vedem unde am pierdut. Ok, se pare că am pierdut versus Rodez AF, care aparam ce, de unde este echipa asta. În round of 32, wow. Hai să vedem Super Cup dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm Super Cup cu 1-0 versus Spurs. Haideți să vedem ce am făcut în Champions, se pare că terminăm pe locul 1 în grupă cu 14 puncte. În round of 16 se pare că dăm de Inter pe Crobante cu 4-2 la general. Quarter Finals însă dăm de Napoli care ne bate cu 6-4 la general, wow. E bine, suntem în sezonul cu numărul 6, echipa arată fabulos și chiar nu știu ce să schimb la echipă. Poate banca de rezervă, dar nici aici nu știu ce să schimb. Arată foarte bine chiar și banca aceasta, așa că nu o să facem niciun transfer sezonul ăsta, însă trebuie să facem development planurile. E bine, development planurile sunt pregătite, la fel și echipa, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 6, să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. 2028, hai să luăm, câștigă iar Kylian Mbappé, deci dacă câștigă 6 la Ballon d'Or este incredibil și este Kylian Mbappé, wow, wow, cum poate să câștigi acest jucător în continuu Ballon d'Or, este incredibil. Sezonul cu numărul 6 a terminat, hai să vedem cum arată echipa, 98 overall Mbappé, încă n-a ajuns la 99, dar nu mai mult, așa zic. Însă hai să vedem cine a contribuit cea mult la echipă și este Haaland data asta cu 37 de goluri, ok, s-ar putea data asta să câștige Haaland Ballon d'Or. Kylian Mbappé având 22 de goluri, dar 15 asisturi totuși. Hai să ne legăm dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm Ligue 1 cu 80 de puncte, reușim să câștigăm. Trophy de Champions, hai să vedem dacă reușim, reușim aici versus Monaco să câștigăm cu 3-1. Cupa Națională reușim, reușim să câștigăm și Cupa Națională cu 3-0. Haideți să vedem ce am făcut în Champions, se pare că suntem pe locul 2, what? Cine e Victoria SC? Wow, n-am auzit de echipa asta în viața mea. Reușim să ieșim totuși din grupă pe locul 2 cu 10 puncte la egalitate cu RB Leipzig. În round of 16 însă suntem scoși la penaltiul de City, ok, ok. Și câștigă City cu Real Madrid. Wow, finală frumoasă. Suntem în sezon cu numărul 7 unde echipa arată foarte bine ca de obicei, însă cred că trebuie să schimbăm aici pe Marquinhos pentru că deja a început să scadă foarte mult, are 35 de ani, așa că haide să aducem un nou fundaș de rezervă. E bine, și Kunde cred că este cea mai bună variantă pentru că și expiră contractul și are un overall foarte bun și o vârstă este ok, nu o să scadă așa de rapid, așa că haide să o transferăm. E bine, și Kunde vine la echipă cu poziția de rezervă la fundaș pe suma de 75 de milioane de euro. Kunde pe banca de rezervă cu Saliba și cu Bastoni în primul 11 arată foarte, foarte bine, însă trebuie să facem și development planuri de ca să meargă mai bine echipa, așa că mă pun repede să le fac. E bine, development planul l-a făcut, echipa este pregătită, așa că simulăm sezonul cu numărul 7 să vedem ce reușim să facă PSG. Haideți să vedem în 2029 cine câștigă Ballon d'Or, dacă este în continuare Mbappé, cred că Mbappé cam dă niște bani acolo puțin. Haideți să vedem totuși cine câștigă și este Kylian Mbappé, imposibil așa ceva. Bă, 7 baloane consecutive, wow. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa. 99 overall Kylian Mbappé, da. De asta i-a mereu Ballon d'Or, dar of, mi se pare foarte ciudat. Echipa arată fabulos, foarte, foarte bine. Însă hai să vedem totuși ce am scris cea multe goluri. Și este Haaland cu 36 de goluri. Hai să vedem Ligan dacă reușim. Reușim să câștigăm aici cu 81 de puncte, let's go. Trophy de Champions, hai să vedem dacă reușim. Se pare că nu reușim. Olimpic Marseille câștigă aici. Hai să vedem Trophy de Champions ce câștigă. Și se pare că câștigă aici Olimpic Marseille. Nu câștigăm. Câștigă unii pe Marseille 3-2 la penalti. Cupa Națională, hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim aici, câștigăm în finală cu 3-1 versus AS Monaco. Însă în Champions League nu știu ce se întâmplă. Cum am reușit să vin pe locul 3? Wow! Și în Europa League se pare că trecem de Benfica cu 3-2, însă ne scoate Spurs cu 3-2. Wow! Bă, ce sezon! Ce sezon am avut! Suntem în sezon cu numărul 8 unde, na, echipa în continuare arată foarte bine și chiar nu știu ce să schimb la echipa asta pentru că nu scade efectiv niciun jucător, în afară poate de Dembele și da, Dembele trebuie să schimbăm clar. E bine, și ca opțiunea mea așa, Bukayo Saka sau Rodrigo. Și să fiu sincer, Rodrigo arată mai bine, așa că o să transferăm pe Rodrigo, dar o să coste mai mult. E bine, și pe suma de 150 de milioane de euro, Rodrigo vine la Paris Saint-Germain. E bine, cu Rodrigo care arată winger, deja arată puțin mai bine echipa, mai ales cu cum Dembele o să înceapă să scadă destul de mult și chiar avea nevoie de un right winger, însă trebuie să facem și diferent planuri. E bine, diferent planurile sunt făcute, echipa este total pregătită, așa că simulăm sezonul cu numărul 8 să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. 2030, hai să vedem dacă reușește din nou Mbappé să câștige Ballon d'Or și este Mbappé, ok, bă, nu mă zic ce mai zic, deci 8 din 8 l-a ajuns pe Messi, e incredibil. Sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, vedem că, din păcate, Mbappé a început să scadă, hai să vedem totuși la stats-uri, hai să vedem, Haaland 33 de goluri, Mbappé 20
22 de goluri, însă 17 asisturi. Hai să vedem Liga la care reușim cu 78 de puncte să câștigăm. Da, se pare că o să avem 10 din 10 la Liga noastră. Clar, ne sucăm foarte bine. Trophy the Champions, hai să vedem dacă reușim să-i batem aici pe Lille și câștigăm finala oarecum, 4-2. Cupa Națională, hai să vedem dacă reușim să câștigăm batem aici pe Metz în finală cu 3-1. Haideți să vedem ce am făcut în Champions, să vedem că am ieșit pe locul 1 din grupă cu 10 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Juventus pe care batem cu 4-2 la general. Quarter final se pare că dăm de Real Madrid pe care o spargem cu 6-1 la general. În semifinal se pare că dăm de Leverkusen pe care o batem cu 3-2 la general. Iar finalul a avut jucat versus Manchester City, care reușim aici să câștigăm, mă, let's go. Reușim să câștigăm din nou UEFA Champions cu 2-1 versus Manchester City. Suntem în sezonul cu numărul 10, echipa arată excelent, nu am ce să schimb la echipă momentan, însă poate în sezonul viitor un nou right back, însă per total echipa arată foarte, foarte bine, așa că o vom păstra așa, însă trebuie să facem diferent planuri ca să crească jucătorii. E bine, am făcut diferent planurile, echipa arată foarte bine, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușește să facă PSG în continuare. Hai să vedem în 2031, la câștigă iar Mbappé, îl depășește pe Messi, hai să vedem dacă reușește și nu reușește, Haaland câștigă data asta, ok. Interesant, în sfârșit Haaland câștigă. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și se pare că Mbappé are 96 overall, Haaland în continuare are 98. Echipa arată destul de bine, însă am început să scadă jucătorii. Însă haideți să vedem cine a scris mai multe goluri și este Haaland cu 34 goluri, Mbappé cu 32 de goluri și 17 asisturi. Hai să vedem Ligana care a reușit, am reușit să câștigăm Ligan cu 80 de puncte, let's go. Trophy the Champions, hai să vedem dacă reușim, nu reușim aici, câștigă Olympic Lyons, ok. Pa Național reușim să câștigăm, reușim să câștigăm versus Clermont cu 3-1 în finală. Super Cup, hai să vedem că reușim să câștigăm Super Cup, let's go. Cred că am făcut și acel obiectiv cu Super Cup-ul, dacă nu suntem foarte aproape acum. Câștigăm cu 2-1 versus Olympique Marseille. Haideți să vedem în Champions League ce am făcut, se pare că am ieșit pe locul 1 din grupă cu 14 puncte. În Round of 16 se pare că am bătut pe Celtic, am spart-o de fapt cu 7-3 la general. În quarter final se pare că am jucat versus Chelsea, care ne-a bătut cu 3-0. Wow, mă mir că ne-a bătut Chelsea și în final câștigă Tottenham. E bine, și am intrat și în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde sincer aș vrea să las așa echipa oricum arată în continuare foarte, foarte bine. Banca de rezervă arată bine. Banca cealaltă, din păcate, nu mai există pentru că au plecat un jucător, însă a rămas Mbappé. Frate, să luăm Mbappé ăsta altul. O să încerc aici să fac câteva diferite planuri, nu sau ca un bătrân jucătorii, adică au majoritatea 30 plus ani. E bine, am făcut diferite planurile. Echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 10, ultimul sezon pe care vom simula cu Paris Saint-Germain. Hai să vedem în ultimul sezon dacă câștigă Mbappé, îl poate întrece pe Messi la Ballon d'Or. Însă cred că o să fie Haaland. Hai să vedem totuși. Este Haaland, da. M-am așteptat la Haaland pentru că are overall mare și să fiți chiar a dat cea mai multe goluri. Așa că Haaland are două balonări. E bine, sezonul cu numărul 10 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine pentru ultimul sezon. Însă au scăzut foarte mulți jucătorii. Mbappe a scăzut, Hakimi a scăzut și Rodrigo la fel. Și probabil și Haaland o să scadă destul de mult dacă mai continuăm. Însă hai să vedem cine a scris cea multe goluri. Și este Haaland cu 35 de goluri. Însă Mbappe are 33 de goluri și 19 asisturi. Hai să vedem Liga dacă reușim să câștigăm 10 ori la rând, de 10 ori la rând consecutive reușim să câștigăm Liga. 85 de puncte câștigăm de data asta. Trophy de Champions, hai să vedem dacă reușim să câștigăm versus AS Monaco cu 3-1. Cupa Națională reușim, nu reușim, se pare că suntem scoși de AS Monaco, ok, în Round of 60. Haideți să începem să vedem ce am făcut, se pare că am ieșit pe locul 1 de grupă fără să pierdem un match. În Round of 60 se pare că o spargem pe Bayern cu 7-2. În quarter final se pare că o batem pe AS Monaco cu 3-2. În semifinal se pare că o batem pe Borussia Dortmund cu 3-1 și finalul vom juca versus Manchester City, care am pierdut-o. Da, ok. Am pierdut ultima finală cu 4-3, mamă ce meci strâns, 7 goluri s-au dat. E bine, cam aceasta a fost simularea lui PSG, eu zic că m-am jucat destul de bine. Obiectivele zic că le-am făcut pe toate, chiar cred că pe toate, în afară de Super Cup. Cred că n-am făcut Super Cup-ul, însă pe total a fost o simulare destul de bună. Trofeele eu zic că le-am făcut, balonul de aur le-am făcut clar, am avut efectiv toate balonul de aur, 10 balonul de aur din 10, 10 ligi câștigate din 10 și la trofee eu zic că am reușit. Eu sper că a plăcut, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă apăsați în caz că n-ați făcut deja, ca să strângem acolo un ca subscriber cât mai repede și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez ceva nou. Eu am fost Andrei Labait, v-am pupat, pa, pa!